Există pentru mine trei posibilități: să mă aresteze, să nu mă aresteze, să mă chinuie așa până oi nebuni cu anchetele. Mă acuză că sunt dușman, vor numele dactilografiei. Cu bătutul la mașină am intrat în niște încurcături nemaipomenite. N-am vrut să fac rău nimănui, cam bănuiesc eu cine m-a denunțat. Ce să fac? Sunt un păcătos. N-am să mai pot lucra. Or să-mi ia pensia, or să mă dea afară din casă. Cine știe, poate că nu mă arestează, dar îmi iau pensia și casa. Rămân pe drum, un nenorocit. Eu lucrez încă, dar știi cum este. Mi-au spus să nu-mi schimb preocupările și felul de a fi, să nu încetez a vedea cunoscuți, prieteni, să-mi duc viața la fel ca și până acum. Dar sunt sigur că mă urmăresc. Îmi urmăresc telefonul, pașii, drumurile. Trebuie să ne vedem foarte rar. Poate mă arestează chiar de sărbători, să mă pedepsească în credință, în Domnul. Am să mă rog mult de Sfintele Sărbători. Poate se îndură Domnul de mine. Îți cer iertare. Le cer iertare la toți. Nu, nu, turnător n-am să devin. Să-mi ceară altceva, să mă pedepsească altfel. Ascult, am greșit, ascult. Însă nu o pedeapsă prea mare. N-am dat-o decât la câțiva oameni să o citească. Această răvășitoare, cutremurătoare destăinuire, nu este desprinsă dintr-o operă a lui Dostoievski, cum ar părea, și cum au asemuit-o de altfel unii comentatori, și nici dintr-o creație literară a lui N. Steinhardt, ci din nota informatorului Arthur din ziua de 3 aprilie 1973, privind efectul anchetei asupra lui Nicu Steinhardt. Dar la ce anchetă se referă informatorul Arthur, scriitor, prieten și turnător la securitate al lui N. Steinhardt? Notă rezumată a anchetei securității asupra lui Nicu Steinhardt, 28 iunie 1973. În luna mai 1972, o sursă a organelor noastre a primit de la Steinhardt Nicu Aurel un exemplar al unei lucrări intitulate Jurnalul Fericirii, în scopul de a citi și de a-și spune părerea. Luând cunoștință de conținutul lucrării, sursa a considerat necesar să o prezinte ofițerului de securitate din legătura sa, apreciind că manuscrisul enunță idei care vizează ostil o rânduire socialistă, formulează elogii la adresa unor legionari cunoscuți de el pe timpul arestării și face aprecieri tendențioase cu privire la regimul de detenție. După o lectură sumară a lucrării de către ofițer și fotocopierea de către direcția întâia a lucrării, aceasta a fost restituită în câteva zile sursei pentru a o preda autorului. În luna decembrie 1972 s-a organizat ca organele de miliție să fie sesizate că la domiciliul lui Steinhardt Nicu Aureliu s-ar găsi valută și literatură obscenă. Cu asentimentul scris al lui Steinhardt Nicu Aurel s-a efectuat o percheziție domiciliară cu care Priles a descoperit și ridicat un exemplar din lucrarea intitulată Jurnalul Fericirii.
Așa cum reiese din mai multe mărturii rămase de la Steinhardt, opera sa de căpătâi, Jurnalul Fericirii, a fost scrisă la sfatul omului, prietenului și colegului său de suferință și întemnițare politică, Dinu Pilat, fiind elaborat între anii 1969-1971. După îndemnul lui Dinu Pilat, îi mărturisea unui critic literar în anul 1988, am scris pe larg cum am ajuns la creștinism. Botezul meu având loc la închisoare, la Jilava, povestirea mea amplă a îmbrăcat prin forța lucrurilor și un aspect politic și a luat caracterul unor memorii. Manuscrisul meu, Jurnalul Fericirii, despre care am pomenit câtorva prieteni mai intimi, a făcut obiectul unui denunț. Mi-a fost confiscat în 1972 și restituit în urma intervenției Uniunii Scriitorilor în 1975. S-a întâmplat ca, odată cu instaurarea regimului comunist, să treacă printr-o perioadă de purgatoriu, de încercări, de greutăți. L-a fost un apropiat al filozofului Constantin Noica, al lui Dinu Pilat, al lui Sergio Algeorge, cu parte dintr-un grup de intelectuali de renume ai culturii românești, fapt pentru care atunci când regimul a început să strângă șurubul și a început să închidă elita culturii românești, la un moment dat a avut și el de trecut prin această încercare, pentru că făcând parte din acest grup, el a fost atras în procesul acesta intentat grupului mistico-legionar, considerat grupul Noica Pilat, a fost atras în acest proces ca martur al acuzării. Ceea ce a făcut ca el să-și poată arăta curajul și prietenia fără margini pe care a avut-o față de cei cu care și-a împărțit bucuriile vieții, bucuriile spirituale, mai ales legate de cultură, de literatură. N-a acceptat să devină martur al acuzării, a fost amenințat și s-a spus că dacă nu va depune mărturie împotriva lui Noica și Pilat, va fi închis și el. A făcut pușcărie la Jilava, la Gherla, la Aiud. La Jilava, la doar 3 luni după ce a fost închis, pentru că nu știa dacă mai iese cu viață de acolo, în 15 martie 60, ieromonahul Mina Dobzeu, care era închis și el la Jilava, îl botează. M-am oferit de prima dată și iată mai trec câteva zile și el zice că e ziua, se fixeam ziua, și aceasta era ziua 15 martie. Ne-a scos la aer. El, pe motivul că rodea un bocanc, a rămas în cameră, iar eu am fost primul care am intrat cu apa proaspătă care o aduceam de afară, i-am administrat și prin turnare, botezul, rostind cuvintele consacrate, se botează robul lui Dumnezeu Nicolae, amin, în numele Tatălui, amin, și a Fiului, amin, și a Sfântului Duh, amin. El a preferat să rămână numele Nicolae, el se zicea Nicu. Așa a devenit Nicolae Steinhardt creștin și această devenire în credință și intrare în creștinism
i-a adus o stare de bucurie și de fericire fără margini. Și asta explică, de fapt, de ce el își intitulează opera lui de căpetenie, Jurnalul Fericirii, care e Jurnalul Pătimirii până la urmă, o intitulează Jurnalul Fericirii. Pentru că pune mai presus de orice fericirea, de orice pătimire, de orice suferință, de orice prigoană, de orice necaz pe care le-a avut el din cauza vremurilor în care a trăit, a pușcării pe care a trebuit să o facă până în 64, pune mai presus de toate acestea bucuria de a primi botezul și de a intra în Biserica lui Hristos. Jurnalul Fericirii este o operă aproape singulară în cultura română. Pentru că tipul de jurnal pe care îl practică Nicolae Steinhardt e unul cu totul special. De altfel, e greu să faci să se înțeleagă în cultura română că jurnalul este altceva decât o simplă înșiruire cabotină de impresii jurnaliere. Jurnalul Fericirii pe care l-a scris după ieșirea din închisoare este testamentul lui literar. Este așa ca un fel de scară a paradisului pentru părintele Nicolae și o dovadă de rezistență prin credință și prin cultură. De fapt, semnificația și interesul unui jurnal este acela de a-l relua după 10 ani, 20 de ani, astfel încât această revenire în timp ar putea să dea naștere la niște legături între ceea ce s-a întâmplat în trecut și ceea ce se întâmplă în prezent, care erau totalmente ignorate. Pentru că se întâmplă că anumite lucruri pe care le-ai făcut în trecut, cum sunt, de exemplu, plimbările micului Steinhardt cu tatălui și sunetul clopotelor de la biserica zisă Capra, să n-aibă nicio legătură cu destinul lui ulterior, să nu aibă nicio legătură cronologică și de continuitate cu conversia lui din închisoare. Și cu toate astea, ele consună, dincolo de voința noastră, dincolo de conștiința noastră. Asta relevă mai degrabă de un destin. Iar destinul nu ține de conștiința noastră. Conștiința noastră pătimește destinul, nu-l provoacă. De atunci, din decembrie 1972, după anii de închisoare ca deținut politic în procesul grupului Noi ca Pilat și confiscarea Jurnalului Fericirii, reîncepea o nouă, istovitoare prigoană, un alt infern și calvar existențial, ce îl vor chinui și teroriza până la moarte. În aceea zi, 14 decembrie 1972, trebuie să dea o declarație privind redactarea și dactilografierea manuscrisului Jurnalului Fericirii, a doua zi, în 15 decembrie 1972, o altă declarație privind ideile despre comunism din manuscrisul Jurnalul Fericirii, în 16 decembrie una privind conceperea, redactarea și dactilografierea, în 18 decembrie alta privind conținutul, în 29 decembrie încă una privind numărul exemplarelor dactilografiate. În aceeași perioadă, ofițerii profesioniști întocmeau note de filaj al obiectivului Stan, așa figura Steinhardt la securitate, iar informatorii, prieteni din preajma lui, cum era neobositul și ticăloșitul Arthur, cel care predase și manuscrisul la securitate în mai 1972, elaborau note privind urmările anchetei și relațiile literare ale lui Nicu Steinhardt, ori privind efectul anchetei asupra lui Nicu Steinhardt, din care am decupat și fragmentul cu care am început acest film. Prietena pe care a avut-o înainte de a intra în pușcărie se pare că și ea a trădat, l-a trădat și l-a trădat în sensul că a dat declarații la securitate, nu altfel de trădare. Și după ce a ieșit din pușcărie, s-a hotărât să rămână pentru toată viața necăsătorit, dar necăsătorit în lume nu-i convenea, nu se simțea împlinit și căuta o mănăstire. Încercat să meargă la părintele Mina Dobzeu la Huș,
Episcopul de acolo, un episcop mai în vârstă, n-a avut curajul să-l primească. Alte mănăstiri care l-ar fi primit, nu i-a plăcut locul. Și în cele din urmă, în 73, după ce Constantin Noica face o vizită în Maramureș, vizitează mănăstirea Rohia, care atunci era un schituleț. Lui Noica i-a plăcut mănăstirea, după ce a plecat de la mănăstire, a dus la Cluj și l-a întâlnit pe nou episcop vicar în persoana preasfințitului Justinian, care era din 73, după ce fusese 30 de ani starez la Rohia, din 73 a fost ales episcop vicar la Cluj, l-a întâlnit pe episcopul Justinian. Abia în 1973 Constantin Noica m-a înștiințat că a fost la Cluj, unde l-a cunoscut pe proaspătul episcop Justinian Chira și că a vizitat mănăstirea Rohia, unde acesta fusese stareț vreme de 30 de ani. Iisus zice, Noica m-a trimis la dumneata, eu am ieșit din pușcărie de mai mulți ani, vreau să mă localizez undeva la o mănăstire și l-am trimis aici, trimis în vorbă în același timp, la starețul, la părintele Serafim care era stareț și la viețuitori de aici să-l primească cu toată încrederea. Am plecat la Rohia, însoțit de scriitorul Iordan Chimet, un prieten al lui Noica. În noiembrie 73 ne-a întâmpinat la Rohia noul stareț, Serafim Man. După ce a venit părintele Nicolae la Rohia, am început să ne obișnuim cu el, atât în scaunul de spovedanie, cât și în convorbirea noastră mai apropiată, ne-a spus, părinte, am avut până acum în viața mea două dorințe mari și Dumnezeu mi le-a îndeplinit. Întâi, când am fost dus în închisoare, mi-era foarte frică că voi muri în închisoare nebotezat, voind neapărat să trec la creștinism. Mi s-a împlinit dorința că și în închisoare am fost botezat. După ce am venit din închisoare, gândul meu a fost atunci, locul meu nu poate fi decât la o mănăstire, să mă retrag la o mănăstire. Rohia m-a cucerit din prima clipă. Odată mai mult, Noica am primise sarcina de înger călăuzitor al meu. Când s-a întors la București, a zis, frate Nicolae, el după ce s-a botezat, îi plăcea să-i se spune fratele Nicolae. Frate Nicolae, te rog frumos să mă cauți un bibliotecar, că noi avem o bibliotecă, erau vreo 20, peste 20, 25 de mii de volume, care e biblioteca și ctitoria preasfințitului Justinian, i-a adunat în 30 de ani de stăreție. Dar era neorganizată. Te rog frumos să-mi cauți un bibliotecar, o persoană care să se priceapă. Da, zice, părinte, vă caut. Cum am să vă caut? Am să încerc. În fiecare an venea și stătea câte o lună aici la Rohia, mai lucra la bibliotecă, mai intra în strană și după câțiva ani, parcă 78, exact să spun anul exact, vine și spune părintelui Serafim, părinte, v-am găsit bibliotecar, da, ce mă bucur. Și când vine, când, păi zice, e aici. Păi cum e aici, unde e? Zice, eu sunt. S-a uitat părintele Serafim la, zice, frate Nicolae, mă bucur din suflet. Dar au făcut și un târg atunci. Zice, uitați-vă, eu mă angajez să vă pun în rânduială biblioteca, iar dumneavoastră, drept răsplată, nu trebuie să-mi dați nimic, decât să mă călugăriți, să mă primiți în mănăstire și să mă călugăriți. Și cea treia mare dorință a mea este, dacă am intrat în mănăstire, doresc neapărat să mor în haine călugărească. Eu văzându-l și cunoscându-l, mai bine i-am promis, părinte, eu garantez ca stăreț la mănăstire că muriți în haine călugărească. În 1979, părintele Serafim mi-a făgăduit că mă va călugări. Și
Au făcut acest târg, s-a stabilit în 78 definitiv la Rovia, i s-a dat o chilie, această chilie, urmând ca o lună pe an să plece la București și să mai rezolve anumite probleme literare și culturale pe care le avea. Ce s-a întâmplat? Eu în 80 m-am îmbolnăvit foarte grav de cancer. Eu știu situația în care mă aflu, cunoscându-mi promisiunea care am făcut-o cu atâta demnitate la părintele, cunoscându-l pe el, atât din scot de mărturisire, cât și din convorbire noastră, am venit de 15 am fost la Rohia, pentru că era hramul mănăstirii, a rămas pentru a doua zi, din anul ăla 80, și a doua zi, deci în 16 august 80, a zis, părinte, vină să te călugăresc, nu știu ce se va întâmpla cu mine. Și în acest paraclis, în acest loc, l-am călugărit. De acolo, din ce în ce mai bolnav, a venit în august 1980 la Rohia, numai ca să mă călugărească, potrivit făgăduinței ce-mi făcuse. După ce a fost călugărit, a venit la mine și mi-a pus întrebarea. Și întrebarea a fost, prezentui că eu îmbrăcat acum haina călugărească, haina ascultării, haina supușenii absolute. Ce mă fac? Mai scriu sau nu mai scriu? Mai am voie să scriu sau nu mai am voie să scriu? Când în mod obișnuit, nu are voie un călugăr să facă nimic fără de aprobarea celui mai mare. Și am zis, nu, i-am răspuns. Și l-am lăsat puțin așa ca să se coacă. Și am zis, am repetat, nu mai ai voie să scrii ca până, cum ai scris până acum. De acum înainte ai ascultarea, ai sarcina să scrii și mai mult, și mai bine. El s-a bucurat teribil. Și zice, vine, dar ce să scriu? Adică, ce mi-a permis ca să scriu? Orice te va înlumina Dumnezeu, i-a răspuns. La noi nu există, în Biserica Ortodoxă nu există cenzură. Scrii ce te inspiră Dumnezeu. Ce te înscrie, ești liber absolut să scrii. Să scrii și mult, și bine, și frumos de acum înainte. Asta e ascultarea, asta e sarcina ta de monac. Era un tezaur cultural, era un om de mare cuprindere culturală și Rohia a devenit pentru el o mare împlinire, pentru că stabilindu-se la această mănăstire cunoscută oarecum din punct de vedere bisericesc în țară, prin bibliotecă, prin faptul că venise și Ioan Alexandru aici, preasfințitul Iustinian și dânsul a ocrotit așa oarecum intelectuali și a avut preocupări culturale și intelectuale și a dorit ca Rohia să devină un centru cultural. El și-a găsit obiectul muncii până la urmă. Oriunde s-ar fi dus, n-ar fi avut o preocupare atât de frumoasă ca cea de a organiza biblioteca. Și ce-i trebuia lui mai mult decât să se ocupe de cărți? El, în timp, cu un program absolut greu de imaginat pentru noi, zilnic stătea ore bune în bibliotecă și lucra, în urma acestui program pe care și l-a asumat și pe care l-a respectat ani de zile, a reușit ca din 78-79 până în 89, în 10 ani, să organizeze biblioteca. Deci s-a ținut de cuvânt. Când a plecat în martie la Domnul, în martie, 30 martie 89, biblioteca era deja organizată. Din ianuarie 1984, cazul scriitorul, prin complexitatea și amploarea sa, este preluat în control de către Direcția I a Securității, fiind astfel mobilizați ofițeri și informatori din mai multe județe: Maramureș, Cluj, Mureș, Timiș, Vâlcea, Bihor, Dolj.